Salutare, domnilor! Sunt aici pe lângă Marseille, pe lângă Marsilia. Am descărcat ideea că am apucat să mă uit la video și nu știu dacă se aude ceva sau cum s-o fi filmat, pentru că am filmat cu... am avut carcasa de apă. Carcasa aia subacvatică am avut-o montată pentru că a plouat foarte tare. Între timp se oprise ploaia, dar a trebuit să descarc și nu știu cum s-a filmat. Ideea e că am mașina goală, merg la Nice, alimentez, după care merg în Italia, undeva pe lângă Milano, am două încărcări, asta întâmplându-se mâine. Mâine fac și încărcările. Între timp văd că a început destul de bine iar să plouă aici. Bate un pic și vântul. Acesta zic, abia aștept să încarc mâine să merg spre casă. Bă, e bine când plouă, mai spală un pic mașina, știi? De asta am tot povestit despre locurile astea de parcare unde te pui să dormi. Ați văzut, mă rog, ce s-a întâmplat cu Dani. I-au spart mașina, el dormea sus și a intrat peste el în mașină. E gravă treaba, foarte gravă. De asta aveți grijă unde dormiți, unde sunt camere, unde este lumină, lângă cine te pui, cine este pe lângă tine. Și câteodată o să fii furat de cine nu te aștepți. Da, așadar aveți grijă cu cine intrați în vorbă, ce povestiți. Pentru că nu toată lumea este cinstită. Bun, băieți, ne mai auzim.